Brănescu a fost un rol greu, rolul din filmul Radu Munteanu, Marș după Crăciun? A fost un rol greu pentru că a fost un rol principal. N-am mai avut experiența asta să filmez multe zile, zi de zi, să te aștepte echipa de filmul. Tu se trebuia să fii cel mai vesel și mai bine distrus ca să-i tragi totul după tine. Dar regizorul trebuie să facă chestia asta, nu tu. Păi nu, n-am adus să fac glume, dar lumea așteaptă, oamenii sunt pregătiți, sunt profesioniști, toți sunt, și tu nu poți să te duci să fii predispus sau să stai, da, să fii indispus, așa, în fel. A fost profesional, a fost greu pentru că a trebuit să fiu îndrăgostit, lucru care recunosc, nu este foarte la mine și consider că acest rol este un contraamploat pentru mine. Și că a trebuit să te dezbraci. Și că a trebuit să mă dezbrac, nu mai zic, prin ce rușine că încă nu pot să mă uit la mine cu burți. Ce mi-a spus Radu să rămân? Eu nefiind în suplu, mi-a spus să fiu... Dar nu aveai tu burtă, personajul avea burtă. Personajul avea burtă, dar personajul sunt eu. Și personajul era căsătorit de 10 ani, avea o întreagă experiență în spate, da? Multe ciorbe. E adevărat, poate a dat bine, da. Dar și cum ți-ai pregătit rolul? Cum ai? Am înțeles că n-ai repetat acasă cu soția, ați avut interdicția? Învățând foarte bine textul și mergând la repetiții conștiincios și încercând să înțeleg cât de bine am putut și apoi să fac cât de bine am putut, ce mi-a cerut, ce a vrut Radu și ce mi-a cerut apoi. Ai putea să ți-ai gândi personajul ca pe o continuare a personajului din Boogie? La un anumit nivel se poate vedea așa? Nu, mie mi se pare... Eu cred că sunt foarte diferite. Dacă nu sunt, spune. Eu cred că sunt diferite roluri. Sunt, nu știu, așa cred eu. Abordez, așa știu să abordez actoria. Cred că sunt diferite. Nu știu, dacă surprinde, mă zic că nu știu. Mă deprim. Și în film? Nu au legătură. Regizorul este același și regizorul face un studiu de caractere, n-am îndoi. E același fel de umor, e tot un personaj masculin, central, cu drame, cam... E o altă etapă de viață. Dar e o altă etapă, nu, dar eu m-am referit... Tu cum te-ai purta dacă s-ar întâmpla aceste chestii? Mie personal mi-ar fi foarte greu să stau 5 luni cu altă femeie și apoi să spun tamne sam din onestitate femeii care trăiesc. N-aș putea să stau atâta timp cu altcineva. Dar nu era o onestitate, el a fost prins la înghesuială. Cu ce? Cele două femei s-au întâlnit. Și ce, nu se putea rezolva? Am păcat cu Raluca și Raluca. Nu, am fost, eu asta am jucat, dacă voi ați văzut altceva în film.